Problemele de pe strada Humăriei din Piatra Neamț, o stradă despre care Mesagerul de Neamț a scris în mai multe rânduri, păreau să intre încet încet în normalitate. Cum excepția trebuie să întărească regula, ne vedem obligați să o semnalăm. Este vorba despre o porțiune care continuă încăpățânată să părăsească zona de protecție a drumului. Problemele din această zonă au fost soluționate parțial, conform spuselor unui locatar din zonă. Problema nu e jos aici, problema e sus. Vine, vine ea. Aici nu e problema, aici face ravagii, asta e altceva. Asta mai e cum e. Acolo... Și de când se iau copil aici, tot așa, aduce balastă acolo, aduce balastă. Dacă mai vine cu aia așa, îl dărâm. Deci când vine, vine, se aude, deci ți-e și frică să stai acolo. Ultima vizită a reprezentanților primăriei a fost înainte de campania electorală pentru alegerile locale. Să spunem că până la celelalte alegeri mai sunt 3 ani, așa că timp ar mai fi.